Bună seara și bine v-am regăsit. La ce pagina? Da, 164, exercițiile 17, 18, 19. Da, în clasa 7-a. Care? 17, 18, 19, 20 și 22. Și zicem să ieși bună seara și bine am revenit cu draga Dulțule în seara asta. Domn profesor. Domn profesor e acolo, nu mai rupeți hârtia. Problema 17, de la pagina 164, care sună așa, în ipoteză. Avem așa, ABC de trapezisos cel. AB paralelă cu CD. AC perpendiculară pe BD, BC 10 cm, cotangenta unghiului DBC egală cu 3/4. Să aflăm în concluzie aria și perimetrul trapezului. Aria de ABCD egal cu cine? Și perimetrul de ABCD egal cu cine? Îți place, David? Scriu frumos, nu? Avem și un copil de clasa a 4-a cu noi, care e limit acum de ce fac cei de a 7-a. Haideți să facem copii un trapezisos cel, AB paralelă cu CD, da? Ce știm despre trapezul isoscel? Are două laturi paralele. Și cele neparalele sunt congruente. Sunt congruente. Bun. Avem AB paralel cu CD. Avem AC perpendicular pe BD. AC perpendicular pe BD. Uitați ce perpendicular mi-a ieșit. Adică nu mai ieși. Minunat. Da? BC 10 cm. Dacă asta este de 10 cm, înseamnă că și AD e de 10, da? 10 cm. Cotangenta unghiului DBC. DBC. Adică asta. Cotangenta unghiului ăsta este 3/4. De unde să pornim? Da, de la cotangentă. De la cotangentă. Demonstrați. Ce înseamnă cotangenta unghiului? Cotangenta unghiului DBC. DBC este egal cu 3/4. Ia să vedem. Cu cine este egal cotangentă? Cateta alăturată pe cateta opusă. În ce triunghi? DBC. Într-un... Păi că dacă vorbim de catete, C-O-B. Trebuie să fie într-un triunghi dreptunghic, da? C-O-B. Triunghiul DBC nu e dreptunghic. C-O-B. Aici arătăm cu o intersecție, da? Așa, aici știm că avem 90 de grade. Da. Nu arată, da, avem. Mama, C-O-B. Deci în triunghiul C-O-B, scriem, în triunghiul C-O-B, ce avem? Măsura unghiului care? C-O-B. Egal cu 90 de grade, da? Mm-hmm. Și atunci, aici putem să vorbim de cotangentă, da? Da, cotangentă. Și atunci, cu cine va fi egal? Cu cateta alăturată, cateta opusă. Cotangenta e cateta alăturată, adică care? AC. Dacă aici este o... Măi, băiete, într-un ghiu COB, care e ipotenuza? Ipotenuza, adică. ABC. BC e ipotenuză, așa cea cateta alăturată unghiului. Care este? BO. Egal cu BO. Supra. Cateta opusă, da, zis, da? Uh-huh. Supra OC, da? Da. Da. Bun. De ce am obținut asta? De 3 ori CO egal de 4 ori BO. BO. Scriu asta.
Deci de 3 ori CO egal de 4 ori BO. BO plus CO. BO la 2 plus CO la 2 e 10 la 2. 100. În același triunghi aplicăm teorema lui Pitagora. Da? Și avem așa. Ziceți. Ipotenuza la pătrat, adică BC la pătrat, este egal cu CO la pătrat plus BO la pătrat. BO la pătrat. Ok. Pe BC o știm? Da, 10. 10. Și avem 10 la pătrat, adică 100, egal cu CO la pătrat. Nu CO la pătrat plus BO la pătrat. Plus BO la pătrat. Bun. Împărțim prin 3 și aflăm cât timp CO simplu. Acolo, în seara care e marcat, împărțim prin 3 și aflăm cât e CO simplu. Vrei să înlocuim aici pe CO? Da. Da. Se pune că e de 4 ori BO supra 3? Da. Scoate CO, nu? Ca să da, scoate pe CO, da? Așa ești de acord și tu, da? Da. Deci, pe de altă parte, scoatem de aici pe CO. CO este egal cu 4 BO supra 3. Și o înlocuim acolo, da? Da. Devine echivalent cu 100 la pătrat egal cu 16 BO la pătrat supra 9 plus BO la pătrat. Amplificăm cu 9 BO la pătrat. Ăsta cu 9. Că 100 egal cu 9, supra 9. 100 egal cu 16 plus 9, 25 BO la pătrat. 25 BO la pătrat sau 9? Supra 9. Amplificăm 100 cu 9 și avem cu 900. Păi facem produsumezilor egal cu 100 extremi. Da. 200 egal cu 25 BO la pătrat. Deci 25 BO la pătrat egal cu 900. De unde BO la pătrat egal cu 900 supra 25? 36. 36? Bun. Da. 100, numai 100 fac 4. Și BO egal cu radical din 900 supra radical din 25 și BO este egal cu 30 supra 5. 5, corect. Și egal cu 6, nu? 30 supra 5 egal cu 6. Le vezi că BO la 2 era 36? Sigur că da, păi, dar ai avut dreptate. Pentru că tu ai văzut așa. Eu o singură 100 împărțit la 25 fac 4, 4, 9, 36. 4, 9, 36. Sau altfel făcut aici, când ați zis 100 ori 9, puteam să zicem că avem... Împărțeam pe 25 și aveam 4 egal cu BO de la pătrat. Sigur că da. Merge da, aici și mergea mai repede. Pe 25. Când împărțim și numărătorul și numărătorul prin 25, și vine că 4 egal cu 25, deci rămâne ce? 4 egal cu BO la pătrat pe 9. 4 egal cu BO pătrat supra 9. Și acum mulțim, tot vine că BO pătrat egal cu 36 și BO egal cu 36 și BO egal cu 6, corect. Bun. Deci îl știm pe BC, îl știm pe AD, domnul profesor, îl știm pe BO. Pe OC trebuie să aflăm. 3 CO. Păi uite, CO egal cu 4 BO pe 3. 3 CO egal cu 3 CO egal cu 4 BO, nu? Da. Și tata am scos un CO chiar de nesubt, domnul profesor. CO egal cu... Mai să uite atunci. CO egal cu... Da. 4 BO pe 3. Și egal mai departe, aș putea 4 continua. 6. 4 ori 6. Deci, supra 3. Supra 3, simplificăm. Da, și egal cu 8. 4 ori 2, 8. Puneți pe figură, domnul profesor, BO. B. Nu cred că bine. BO egal cu cât? BO egal cu... Nu, BO e 6. OC e 8. OC este egal cu 8. Așa. Asta e tot ce știm. Ne-am folosit de cotangentă, ne-am folosit de înălțimi. Așa, ce ne se cere în problemă? Aria și perimet. Ia să vedem ce mai putem face. E un trapez isoscel, domn profesor. Da. 10 și 10 avem. Da. 6 și 8 am aflat. 6 și 8? Da. Asta e 8, da? Asta e tot 8, nu? Într-un trapez isoscel și A, O, B, e tot triunghi isoscel și ăsta. Și ăla e tot 6 și ăla e tot 8. Da, de 6 și aici, 8 și aici. Bun. Înseamnă că știm diagonala. Da. 14. Da. Avem un dreptunghi cu D, A, O. Asta e D, A, A O. O, da, D, A, O. Deci un lucru, în 8.
De oa. Da. E drept un pic. Că da. Sunt perpendiculare, că așa le dă problema. Aici? Da. Asta e de da. Așa. Dar la ce te ajută? Păi putem avem 10, avem a de 10 și au 6. Păi da, teorema deci știm chiar toate elementele, toate laturile știm. Știm catetele, știm ipotenuza. Nu știm AB și CD. Asta nu știm. Dar unghiul ăsta ce fel de... Din nou de ziua. Și triunghiul AOB, teorema. Sigur că da. Păi haide să o aplicăm, nu? Deci în triunghiul... AOB. Avem că măsura lui... AOB chiar. A, O, B, egal 90 de grade. Și atunci ne permitem să zicem ce? Să vorbească Adi? Teorema lui Pitagora. Adică? Din teorema lui Pitagora, adică A, B pătrat. A, B pătrat, da. Ipotenuza. Da, A, B pătrat egal A, A, O pătrat. Plus O, B pătrat. O, B pătrat. Adică A, B pătrat. Echivalent. Pătrat. Pătrat egal cu 36. Plus 36, nu? Da, plus 36. Adică AB pătrat. Egal cu de două ori da, AB 2 ori 36. Deci AB pătrat egal cu 2 ori 36. De unde AB simplu egal cu radical. Radical din 62. Adică 6 radical din 2. Da. Repede. Adică iese 36 de sub loc radical și vine 6 radical din 2. Așadar, l-am aflat și pe AB. Deci AB e 6 radical din 2. Să-l aflăm pe D că tot așa din teorema lui Pitagora. Sigur că da. În triunghiul B, O, C. D, O, C. Da. În triunghiul D, O, C, care avem unghiul care de 90 de grade. D, O, C. Da. Egal 90 de grade. Și atunci ce rezultă, Anca? Rezultă prin teorema lui Pitagora. Da, că de ce? De ce la a doua. Da. De ce pătrat egal cu? De o la a doua. Da. Plus o ce la a doua. Adică echivalent cu de ce pătrat egal cu? 8 la a doua plus 8 la a doua. Da. Egal cu de 2 ori 8. 2 ori 8 la a doua. Nu? De 2 ori 8 la a doua. Și de ce simplu? Va fi egal cu? 8 radical din 2. 8 radical din 2. Mulțumesc. De ce este 8 radical din 2? Gata, acum știm tot, putem să aflăm mare. Baza mare, baza mică. Înălțimea nu știm. Nu știm înălțimea. Ducem din D pe AB. Ducem sigur din că D da. Pe AB. Avem această manevră de sfârșit. Ducem din C pe AB. Notăm cu D prim și C prim. Aici, ca dimensiuni, nu prea corespunde realității. Da, da, asta da. E 8, asta e 6. Da. Adică când scădem aici, trebuie să notăm repede de ce aici. Deci A, B, hai să notăm. A, B, C și D. Să schimbăm toate. Știți de ce am notat așa? Ca să vedem diferența de aici între... Asta este asta 6. Asta da. 6 și aici de 8, da. Da? Da. Radical din 2. Ne respectând aici unghiul și notația trebuie respectată în primul rând. Aici ne rămâne 6 minus 8. Dar s-a văzut, lucrat corect, numai aici facem mișcarea asta, nu am dat peste cap problema. A prim. B prim aici, da? Da, și D A prim cu B, C prim sunt congruente. Din 8, dar de radical de 2 scădem pe 6. Rămân 2 și unul singur. Radical din 2. E radical din 2. Deci avem așa. Că în triunghiul care triunghi e dreptunghi ca în K? D, A prim sau A, A prim D. A. Da? În triunghiul. Nu D, A, A prim D. În triunghiul A, A prim D, în care avem măsura unghiului. A, A prim D. A, A prim D.
90 de grade și atunci rezultă că ce mai avem? Avem că AD egal cu ADG. AD egal cu AD. AD AD este 10. A prim. Nu știm ce ne întrebare, dar de A prim știm. Da. Radical din 2. De A prim este 8 radical din 2, ca să înțelegeți, minus 6 radical din 2 împărțit la 2. Adică 2 radical. Adică 2 radical din 2 împărțit la 2 face radical din 2. Și zicem ce? Din teorema lui Pitagora. Da, în care? Rezultă că A prim. Hai, zi. Da. A prim pătrat. Egal cu AD. AD pătrat. Minus de A prim. De A prim. Zici foarte bine. De A prim la pătrat. Și egal mai departe. Egal A de la 2, adică 10 la 2. 100 minus radical din 2 la 2. Adică 2. 2. Și egal cu 98. Da? Da. De unde A prim va fi egal cu radical din 98. Așa. Și vedem dacă se descompune, că se descompune și să găsim și pe A prim. Găsiți-l voi, vedeți, descompuniți-l, scoateți în factor comun. Adică scoateți sub radical un factor comun. Scoateți sub radical, exact. Cât a dat la mine? Nu e pătrat perfect. Nu e, da. Am scăzut 2 din 100. N-are cum scrie toată. Prin 2, 49, 7 radical din 2. 7 radical din 7 ori 2. 7 radical din 3. 7 radical din 2, da. 49 ori 2. 49 ori 2, sigur că da. Așadar zicem că A' am aflat. 7 radical din 3. Și B, și B, 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 ați răcit. Am răcit, da. Ce zicem acum? Area lui ABCD egal cu baza mare. Egal cu BCDC, adică 8 radical din 2. Zicem deodată, da? Da. 8 radical din 2 plus 6 radical din 2. Ori înălțimea. Ori 7 radical din 2. Pe 2. 2. Da, și egal cu? 86, 14 pe 2, 7. 77, 49. 49 ori 2, nu? Da. Radical din 2, radical din 2, face ori 2 aici. Adică 98. Adică 98 de? 98 centimetri. Centimetri pătrați, da? Pe la da, da, da. Egal cu 98 centimetri pătrați. Și perimetru? Perimetrul lui ABCD egal cu 6 radical din 2. 6 radical din 2 plus 2 ori 10 plus 8 radical din 2, dar tot a scris domnul. 8 radical din 2 și plus 2 ori 10. Și iată, este egal cu 14 radical din 2 plus 20. Este un în cât? Un 2. Un 2. 2 pe lângă? 2 pe lângă 7 radical din 2 plus 10. Și asta este, ăsta e termenul. Hai să mai vedem o dată, povestiți-mi voi unde a fost unde interesant. Unde a fost greu. Unde vi s-a părut interesant. Sau ce v-a pus în dificultate? Sau ce n-ați fi știut? A trebuit în revistă. Anca, tu ce ai? Unde au fost momentele? Sau locurile unde n-ai fi demarat? Chiar la bun început, vă știți, a fost o cotangentă dată acolo, da, nu da, știu da, ce. Da, uite, astea, sunt da, probleme la cotangentă. Da. Aditor, aditor. Eu? Da. Eu nu am avut nicio dificultate bun la asta. Eu cred că totuși pornirea. Nu știu, n-ați nou. Nu, cu cotangenta. Egal cateta opusă. Da, pe... Nu plecau într-un dreptunghi, că asta vă zic eu. Asta e sigur. Nu plecau într-un dreptunghi, plecau într-un unghiu
acela care nu era dreptunghic. Numai în triunghi dreptunghic aplicăm cotangent. Ei ziceau catetă? Nu tu, mă refer la adică... Când deschidem gura și spunem catetă, catete, despre catete vorbim numai în triunghi dreptunghic. Sunt cele două care formează unghiul de 90 de grade. În clipa în care te duci într-un triunghi și nu-i dreptunghi și vorbești de catetă, e stricat tot. Toată problema. Deci n-ai cum să discuți. Înseamnă că nu știi nimic despre informația respectivă. Deci unghiurile... Deci numai în triunghi dreptunghi vorbim de catetă, da? Bun. Și acum să mergem să vedem alte probleme. Tu ștergi și eu să știu. Problema 18 de la pagina 164. ABCD este un rom. A, B, C, C, D este rom. Rom. Așa. Cu perimetru egal cu 12 radical din 5, perimetrul rombului. Mi se dă perimetrul, nu? Da. A, B, C, D egal 12 radical din 5. 12 radical din 5. Da. Dacă tangenta unghiului ABD egal cu 1 pe 2. Deci tangenta ABD egal cu 1 pe 2. Are vedere? Da. Să aflăm area rombului. Area lui ABCD egal cu 5. Facem un romb, zic. Sigur că da. Cum desenăm cel mai rapid un romb? Cred că mă întâi la diagonalele perpendiculare. Două diagonale, două segmente perpendiculare. Ele se jumătățesc, din bine asta. Sunt și perpendiculare. Și acum nu facem decât să ne unim. Suntem siguri că avem un romb. Da? Deci, A, B, C, D. Tangenta lui ABD, ABD, deci tangenta unghiului acesta. Notăm perpendicularele alea cu un punct O, ca să fie triunghi dreptunghi. Intersecțiile doar, da? Tangenta e 1 pe 2. Uh-huh. Și mai știm perimetrul, domn profesor? Știm și perimetrul. Oare ce înseamnă asta? Cine este egal perimetrul unui cu suma tuturor raturilor. Deci înseamnă 4 ori AB, cum ar fi. Deci așa, hai să mătăm cu L, ca să ne vină mai ușor. Cu 3 radical 5 fiecare. Cât? 3 radical 5. Zicem, perimetrul unui A, B, C, D, egal cu 4 L, nu? Și egal cu, spune acolo, cu 12 radical din 5, de unde rezultă că L 3 radical din 5. Asta înseamnă AB-ul știut. 3 radical din 5. Și tangenta aia? Mm-hmm. Dacă e fiecare 3 radical de 5... Tangenta alăturată pe cateta opusă. Tangenta egal cu? Cateta alăturată pe cateta opusă. Dar cu o tangentă. Cateta opusă pe cateta alăturată, adică AO. Deci tangenta e opusă pe alăturată? Da. Cu o tangentă e alăturată pe opusă. Păi ai vorbit de cotangentă, că e alăturată pe opusă. Cotangenta și cu cosinusul zice alăturată. AO pe BO. Tangenta și cosinusul zice opusă, da? Bine. AO pe BO. Deci începem în triunghiul ABO. ABO.
dreptunghic. În care spunem că măsura unghiului, ca să fie clar pentru toată lumea, BUA. Tangentă egal cu 90 de grade. Aici vom putea spune că tangentă de ABD egal cu 1 pe 2 și egal cu AO pe OB. Și egal cu AO pe OB. Deci rezultă că AO, da. Că OB e egal de 2 ori. OB, da? Face de 2 ori. OB egal cu de 2 ori AO. În triunghiul AOB, din teorema lui Pitagora. Deci, în triunghiul AOB. Din teorema lui Pitagora. Așa, în triunghiul. În același triunghiul, profesor, da. Nu, în același triunghiul. Deci, da. Teorema lui Pitagora. Teorema lui Pitagora. Este ca B la a doua egal cu B o la a doua plus A o la a doua. AB la a doua egal cu AO. AB pătrat o egal cu 4AO pătrat. Da, AB o știm. Da, 4AO pătrat. 3 radical din 5. Păi nu, că... AB o știm. Da. Locuim, putem locui. Da. Și deci un loc de AB pune 3 radical din 5. Totul la 2-a 9, ci 4-5. Deci... 45 litorate, da. Egal cu 5 ori A la 2. Avem acolo că OB e de 2 ori AO. OB e egal cu de 2 ori AO. Luăm ușor. Lăsăm AO pătrat. AO pătrat plus 2 AO totul la pătrat. Corect. Echivalent cu 45 este egal cu AO pătrat. AO pătrat plus 4 AO pătrat. Corect. Egal cu 5 AO pătrat. Deci de unde rezultă că numai AO pătrat ar fi egal cu 45 pe 5, face 9. Deci AO e 3. AO egal cu 3. Acum să punem și pe figură, domn profesor, nu? AO 3. Și rezultă că și BO, dar tocmai voi ați spus. Ia uitați, în 2 ori egal de 2 ori AO. Da, e 6. BO, deci, e 6. Rezultă că OD e 6. Facem teorema lui Pitagora și în triunghiul B. O secundă, zi. Teorema Pitagora în triunghiul B? B, O, C. Adică, și ce se află acolo? E O, C. O, C, păi O, C nu este cât de la O. Că diagona este după tăsesc. Adică aflăm că e 3. Da? Așa că, da. Crezi că mai trebuia? Nu, O, D, mai facem? Nu. Câte? 6. O, D, toată este 6, da. Deci toată asta, o DB, 12. E 12, iar AC, 6. 6. Și ce dacă? Păi ce trebuie să aflăm? Aria, da? Păi are egal cu DB, D ora C, supra 2. Dar de ce supra 2? Că nu, pentru că face un dreptunghi. Așa. Deci eu în dreptul rămân 4 afară, 4 ne-am prins. Gata, nu mai vă păcărești, nu? Deci aria lui A, B, C, D egal cu... Diagonalul, sau AC. D1, ca așa, pe, da. D1 ori D2 supra 2. Și egal cu 12 ori 6 pe 2 și egal cu 36 centimetri pătrați. Gata. A fost destul de simplu, nu? Da. Ce a fost aici de manevrat? Să știm cu tangenta, sau nu, tangenta. Da, tangenta. Tangenta cu cine este egal. Din nou numai în triunghi dreptunghic. Important era să nu știm în triunghiul acela, după ce am terminat, am notat cu O. Am avut astfel posibilitatea să vedem o relație între catete, că OB egal cu 2 AO. Și de acum Pitagora, perimetrul ce înseamnă, Pitagora, de acolo problema a fost destul de simplu, hai să recunoaștem. Deci e un nivel de dificultate scăzut. Da. Mergem mai departe? Da. Să se afle perimetrul și aria triunghiului ABC. Ce vreau de tot să vorbi la telefon? Da. Nu se mai aude. Gata, știu. Știu, asta e reclamă scenă.
Alo. Nu se aude. Nu se aude la telefon? Alo. Da? Bună seara. Da, da. Nu, sunt la lecții de matematică acum, nu pot vorbi decât după ora 10. Sunt în lecții și nu pot vorbi. După ora 10, da? Da, 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 da. Dar bine, v-am anunțat că nu se mai aude. Problema 19 de la pagina 164. În ipoteză. Să se afle perimetrul și area tunelului ABC cu AB egal cu 20 cm. Cu AB egal cu 20 cm. Și sinusul de sinus unghiului B egal cu 3 pe 5. Unghiului B? Da. Egal cu 3 pe 5 și tangentă de unghiul C egal cu 12 pe 5. Faceți-mi. Oare ce fel de drum? Spre ce fel de drum vorbim? Dreptunghic. De ce? Că e tangent. Nu scrii. Scrii? Nu. Așa, ia citești și voi problema încă o dată. De ce se află perimetrul și area trunchiului ABC cu AB egal cu 20 cm și sinus de B egal cu 3 pe 5 și tangentă de C egal cu 3 pe 5. De ce ziceți verticale? E, și acolo. Ba, au zis bine, măi, copii, păi, dar vorbim și de sinus și de tangentă, nu mai intru într-un dreptunghi. Ce face? Nu m-a spus. Da, da, vezi? Eu asta am vrut să văd, dacă e singur, dată la nivoiauțul. Ai dată înapoi, te-ai blocat? Noi am avut argumente. Păi exact. Mai stăm pe gânduri. Păi, dar mai stăm pe gânduri când vorbim de sinus și de tangentă. Ce vă zic, domn profesor? V-am prins? Da, Mirona. Ah, ce șmecher am fost. Ce mă bucur că v-am prins. Da, și mă, din gură, nu mai lăudați, că vă lăudați degeaba. Că v-am prins. Vedeți câte emoții scriu eu, domn profesor, da, acolo, da. Nu știu care să o pun ipotenuză. Dacă mi se dă AB20, oare asta e ipotenuză? Deci spune așa, AB20... Cred că AB e ce mai mare. Tangenta de unghiul B și tangenta de unghiul C. Ce sinus de B? Nu se poate da niciodată tangenta unui unghi... A, din 90, gata. Deci... Gata. L-am văzut, domn profesor. Gata. B? Bora. Ce? Mm. Vă ajut aici? Da. L-am văzut pe domn profesor. Să zicem. Avem... Sinus de unghiul B. Sin de B. Hai să vedem cine este sinusul. Suntem într-un dreptunghi. Corect, ia să vedem dacă știu. Deci, sinusul cine merge? Sinusul cate de august pe tine, poate nu. Dar nu sunt întotdeauna cate de august. Păi vedeți ce sunt. Adică cât ar veni AD? Hai să lăsăm cu litere mici, că mie îmi place foarte mult să lucrez așa. A mic, latura opusă unghiului A mare, B mic și C mic. Și atunci sin de unghiul B, Anca, va fi egal cu? Cateta opusă, adică AC. Adică cu litere notată, B mic. B mic, supra. Dar nu ia. Ai cateta laturată. Care? Unghiului B? Sin de B. Da, mă, sin de B. Da. Deci cateta opusă, da. Supra? Nu, sinus. Sinusul. Supra ipotenuză. Supra ipotenuză, supra A. Da? Și egal cu cine? B pe A și egal cu 3 pe 5, dată problemă. Da? Uh-huh. Și ne ducem și la tangentă. Tangentă de unghiul C. Cateta opusă. Cateta opusă unghiului C, cât va fi, dar... Adică ce mic? Ce mic. Ce mic, supra? Supra B mic. Supra B mic, da? Și egal cu cine, spune problema? 12 pe 5. Și iată, avem aceste două relații, le luăm deoparte. 5B, hai să zic, da? 5B. Egal cu 3A. Și 5C. Egal cu 12. Da. Și acum ce fac? Și o știm pe AB că e 20. O știm pe AB, mi se dă? Da, da, da. Așa. AB adică, cine este AB?
Liceu mic. Ceul mic la noi. Ce mic este egal cu? 20. 20. Și acum locuim. Sigur că da. Așa. 5 ori 20, adică 100. Deci de aici rezultă că din astea 200 este egal cu 12b. Așa bine? Da. B va fi egal cu? 100 pe 12. Simplificăm prin 2 și vine 50 pe 6. Și mai merge. Merge și face 25 pe 3. 25 pe 3. Mergea deodată prin 4. 100 sunt 40, 12 sunt 40, deci vine 25 pe 3. Acum locuim sus. Îl știu pe B mic, da? Da. Cum îl aflu pe? Înlocuim acolo pe B. În I5B egal cu 3A. Și îl aflăm pe A mic, da? Da. Și zicem 5 ori 25 pe 3 egal cu 3A. De unde rezultă că A 9. Cât vine? 5 ori 25 pe 3 9. Supra 9. Da? Și iată, A am pe A, îl am pe B egal cu 25 pe 3 și iată și pe C care este 20. Toate. Perimetru și area. Perimetru și area. Perimetru ar fi treabă simplă, nu? Da. Adunăm. Area. Ara trebuie ducem înălțimea. Da, avem înălțimea. Ce? Cateta 1 cateta 2 pe 2. Deci area triunghiului este și așa văzută, da. Că întoarcem și stă pe una din catete. Bine. Deci catete. Totul este la îndemână. Hai să scriem. Deci vom zice că la arie, la perimetru aici răspundem egal cu... Nu, perimetru, perimetru. Suma tuturor. Perimetrul e 125. 125 supra... Pe 9 plus 25 pe 3 și plus 20. Aducem la același numitor, adică 9, pe a doua cu 3, pe a treilea cu 9 și o să avem pe 125 plus 75, da? Plus 180 pe 9. Și egal cu? 380. 380 pe 9, da. 380 supra 9 și asta înseamnă? Și atât. Aici atât. 100? 100. Păi, 38. Împărțit la 9. Împărțit la 9. Merge, nu merge. 4. 4, da? Da. 4, 9, 3, 6. 56. 20. 42. 3, 3 și cu 8. 3 plus 8, 12. Nu merge prin 9. Nu se împarte la 9. Exact. Exact. Prin 3, mai degrabă, da? Da. Hai să vedem prin 3. O dată, aici de câte ori? De 2 ori. Nu merge, că trebuie și cum fac 11. Nu merge, nu merge. Fost dată neobosit. Da? Deci nu merge. Rămâne așa. Deci rămâne 380 pe 9 centimetri. Centimetri pătrați. Ei, da, e perimetru. La arii, vorbim așa. Și egal cu cateta 1, cateta 2, adică ce ori pe? Pe 2. Și egal cu? Cei 20. 20 ori 25 pe 3. Pe 6, zicem o dată, da? Făcut spre 2 și pe 6. Simplificăm aici prin 2 și vine 10, 250 pe 3. Pe 3. Centimetri pătrați. Centimetri pătrați. Și terminat problema. Foarte simplă. Deci, practic, deci am oferit un sin și o tangent a unghiurilor ascuțite. Da. Și de aici totul a mers natural. S-a vrut să vadă dacă știți ce înseamnă sinusul și tangenta. Da, și în ce triunghi se folosește. Și nu mai e în triunghi dreptunghic, nu mai discutăm, de acum ne limpede. Și încă ceva a fost important să știm ce este sinusul și cosinus și area triunghiului cateta 1 ori cateta 2. Corect. Că dacă vă ducea să aflați înălțimea, merge mult timp, merdem. Că aici, da, dar chiar B-A era înălțime. B? B-A este înălțime dacă stă pe o catetă, da? Da. Și dacă tu nu te prinzi, duci pe A1 și te apuci de treabă să vedeți că în teorema înălțimii, că produsul ăsta și nu știu ce,
Deci mers peste niște timpi. Corect. Că totul era la îndemână ta, dar nu, nu știai formula, că egal cu produsul celor două catete, semiprodusul. Problema 20 de la pagina 164. 20 de la 164. Nu? Timpul? Avem. 40. Deci 20, da? Da. 20, ce spune problema asta? Să se afle perimetrul și aria triunghiului ABC. Dacă... Perimetrul ABC. Egal cu cine? Aria de ABC egal cu cine? Unde BC egal cu 63 cm. Știind că BC... Trebuia să-i facem invers. Invers, da. BC egal cu... cu 63 cm. Tangenta unghiului B, 4/3. Și cotangenta unghiului C, 12/5. Drept unghi. Da. Și unghiul drept în ce? În ce punct? Cu ce notăm unghiul drept? Unghiul... Dacă vorbim de tangenta lui B și cotangenta lui C. Tangenta e parcă... Nu, nu, nu. Unghiul drept în ce punct? În cateta opusă. Miruna. Unghiul drept de 90 de grade. Nu poți să vorbești de tangenta unghiului de 90 de grade. Înseamnă în cateta opusă lui B, nu? Nu, mama. Nu, nu știu de ca așa. Mina! Dacă ăla e în B, tangentă de B și cu tangentă de C, e numai în A. Triunghiul dreptunghi cu vârful în A. În A. Da, triunghiul dreptunghi cu vârful în A. Asta am vrut să insistăm. Punctăm. Și facem A, B, C. Tot așa vă nu propun. B mic, C mic, A mic. Și știm că tangenta... O știm pe BC, domn profesor. Da? Pe BC, A mic, practic. BC... 63. Deci, BC egal cu A mic și egal cu 63. Și atunci, zicem, tangenta unghiului B, anca egal cu cine? Egal cu cateta opusă pe cateta alăturată, adică... BPC. Că e tangenta unghiului B. BPC, da. B mic pe C mic. Și egal cu, spune-mi problemă, 4/3. Echivalent cu a spune că 3B egal cu 4C. 3B mic egal cu 4C mic. Apoi mai știu cu cotangentă. Din ce? Egal cu? Cateta alăturată pe cateta opusă. Adică B, B, C. B, B, C. Tot B, B, C? Da. B egal cu 13/5. Păi, eu trăsna aici. Păi da, că ar trebui să fie... Diferit, nu? Mai deci cu tangenta... 20. Tangenta unghiului B e 4/3 și cotangenta unghiului C este 12/5. Da, e greșeală. Ar trebui să fie 3. Pentru că noi știm așa. Cotangenta unghiului C egal cu tangenta unghiului de 90 de grade minus alfa. Minus alfa, dacă așa, e cazul alfa la mai C. Da. Și egal cu tangentă de 90 minus C înseamnă B. 90, da. Că B și cu C fac împreună 90. Corect. Tangentă de B. Deci, odată îmi spune că tangentă de B e 4/3 și odată, altădată, tangentă de B este egal cu 12/5. E greșeală. Și atunci, vinim noi și modificăm, păi, zicem tangentă. Nu, tangentă de unghiul C. Tangentă și tangentă. Da. Tangentă de B, tangentă de C. Deci tangentă de B egal cu 4/3, iar tangentă de C ar fi... Tangentă de C, C pe... C pe B, da? Da. C supra B. Ca să fie adevărat, ar trebui să fie raportul invers, 3/4. Și iar nu merge. Înseamnă că e altă funcție. Nu am făcut problema. Sinusul... Băgăm un sinus, Miruna. Sinus sau cosinus? Sau cosinus. De ce? Asta facem, nu avem altă variantă.
Zice că A e perpendiculară la sfârșit, să vedem ce a vrut autorul. Da. A e perpendiculară pe BC. E aparține lui BC. E aparține lui BC. Triunghiul A e B, măsura unghiului A e B 90 de grade, tangenta unghiului B. Deci, în condițiile astea... Duce perpendiculară din A. A e. Pe BC. Și atunci așa lasă tangentul și cotangentul. Păi, în condițiile astea, autorul nu fixează triunghiul dreptunghic, lasă un triunghi oarecare. Să se afle perimetrul și area triunghiului ABC, unde BC egal 63, tangentul și cotangentul. Atât scrie. Da. Deci lasă triunghiul oarecare. Da, deci acolo nu era triunghiul. În condițiile... Da, deci nu-i dreptunghi. Deci în condițiile astea. E oarecare și atunci noi trebuie să ducem înălțimea ca să putem să vorbim din tangentă și cotangentă. Da. Deci asta e o slăbiciune pe care n-am sesizat-o. Aceea că în condițiile în care el vorbește de sinus, poate să fie vorba de sinus, sinusul în unghi. Vedeți, aici îmi vine mie un pic greu să vă duc în problema generală. Pot vorbi de sinusul unui unghi fără ca să fie vorba de un triunghi dreptunghic. Că ducem mai în înălțime. Nu numai așa. Pentru că când intrăm la trigonometrie, ne facem adevărată, mergem într-un cerc acolo. Și acolo vorbim de sinusul oricărui unghi. Nu neapărat în triunghi dreptunghic. Da, un pic aici nu-i chiar corect. Și pentru ei au definit funcția trigonometrie numai în triunghi dreptunghic, pare că nu e la îndemână. Și legat de problemele dinainte, care sunt toate în triunghi dreptunghic și simpluțe, asta nu... Dar vezi, dacă ne întoarcem la rombul acela mai înainte, a apărut triunghiul dreptunghic pentru că am dus diagonale. Da. Deci ne-am dus acolo în triunghi. Corect. Dar când zici unghiul A, O, D, nu știu ce, așa, el vine în prelungire. Vă amintiți cum a fost acolo, așa? Da. Da, e corect. Păi zis așa, unghiul, dacă A, B, D. Sinus unghiului A, B, D. Da, dar noi l-am oprit aici. Corect. Da, domn profesor. Da? Ne-am oprit în triunghiul care l-am creat noi, în care se prindem unghiul. Corect, așa facem și aici. Da? Plecăm în oarecare. Deci, așa trebuie să gândim. În cazul, în situația în care ne-am dus cu unghiul drept aici, am strâns problema. Și nu mai mergea cu tangenta, cu tangenta. Da, deci intrăm într-o... polemică, adică nu era ok. O contradicție. Într-o contradicție, corect. Întoarcem și luăm triunghiul oarecare. Și ștergem atunci ce am scris, domn profesor. Iar voi tăiem. Și altă figură. Că e triunghiul oarecare, mamă. Vedeți că la fel de repede merge. Da. Interesant. Deci, A, B, C. Laturile pot nota tot ca înainte, B mic, dacă nu. B mic, C mic. Da, nu e nicio problemă. Și acum ducem din A înălțimea. Nu e nicio problemă dacă vă dau așa? Cu litere mici? Nu. Nu. Tocmai din smușurează mult munca. Să zic că scriu... Nu-mi place. Ăsta nu e perpendiculară. Eu m-am străduit să fie perpendiculară. Păi, Adi, nu că faci tu acolo. Dar tu cât de cât, ce înseamnă perpendicular? Însemna aici să fie 90 de grade, cât de cât e cam așa. Asta s-a dus și la problema dinainte, domn profesor, că ar putea să nu fi gândit corect. Ne întoarcem și acolo să vedem. Vedem și acolo dacă suntem da. Și ai acolo la fel tot trebuie să zicem. Da? Zicem acum. Aici notăm cu D. Cu D parcă, nu? Sau cu E? Aici e cu E, dar noi putem să notăm cu D, că nu obligă nimeni. Nu, asta e important. Așadar, în triunghiul ABC am dus din A înălțimea și fiindcă vorbim de tangenta unghiului B, tangentă de B, egal cu cateta opusă, adică da, AD. Cateta opusă AD, deci tangentă de unghiul B, egal cu AD,
Cateta opusă. Supra-cateta alăturată. Supra-cateta alăturată unghiului B. Adică supra... BD. BD. Și egal mai departe. AD nu știu. Nu, nici pe BD nu știu. AD. Supra BD. Și egal cu ce raport? Egal cu... 4 pe 3. 4 pe 3. Din care rezultă că de 3 ori AD, 3 ori AD, egal de 4 ori BD. Corect. Și asta rămâne așa. Pe de altă parte, între unghiul celălalt. Da. Tangentă de unghiul C. Da. Cotangentă. Cotangentă a fost, da? Cotangentă era, da. Că vreau să... Prima a fost între unghiul, domn profesor, între unghiul A, D, B. În A, D, B. Dreptunghic în D. În care spunem că măsura lui D... 90. 90 de grade. Da? Deci în triunghiul ăsta trebuie menționat corect. În care lucrăm. Corect. Acum, în triunghiul A, C, D, A, D, C. În triunghiul A, A, D, C. D, C. Tot măsura unghiului D, 90. Sigur. Cu D, măsura lui D egal 90 de grade. Cotangentă. Cotangenta unghiului C. C. Egal cu cateta alăturată. Adică CD. CD. Cateta alăturată supra cateta opusă, adică AD. Supra AD. Și egal cu 12 pe 5. 12 pe 5. Deci reluăm. Așa scriem acum de 5 ori CD. Așa. 5 CD. Egal cu 12 AD. Așa, încât ne ștergem din minte ce vă spuneam. Pentru că acolo e adevărat, în virtutea cei ce s-a definit la clasă, că între unghi dreptunghi, că am definit sinusul, cosinusul și tangenta, așa, în condițiile în care autorul nu spune de la bun început că este vorba de un triunghi ABCD dreptunghic, îl luăm oarecare, pentru că în condițiile acestea ne ducem într-un caz particular. Și ducem noi înălțimea și ducem noi înălțimea și ne apucăm de treabă și lucrăm corect. Acolo, da? Da, da. Bun. Deci avem așa, că la asta mai adaug că BC toată, BC egal cu, acum revenim la notație, BC egal cu 63 și egal cu CD, CD plus DB. Da. CD plus DB egal cu 63. Da, 63. Deci încă o dată avem. Avem o relație între AD și BD, AD și BD, între cele două catete. Da? Mai am o relație între CD și A, CD și A, B. A, D. CD și AD, da. Din astea două, AD îl văd și colo și colo. Da. Aș putea să le eliminăm pe AD. Corect. Și îmi pare o relație între CD și BD. Și mai am alta între CD și BD și îmi voi face un sistem. Corect. Deci, ce fac AD? Cu hai să mulțim aici cu 4. Da. Pe asta. Și o să ai 12 AD. Și rezultă 12 AD. AD egal cu 16 BD. De acord? Și de parte, da. Da. Și de parte 12 AD. Și de sus cu... spunem că 12 AD. Egal cu 5. Egal cu 5 CD. 5 CD. De, de aici îl scoatem 16 BD. Egal cu 5 CD. De unde BD. Egal cu 5 CD pe 16. BD de aici, corect. BD egal cu 5 CD. Pe 16. Și cu BD-ul știut, ne ducem în relația CD. De desubt putem spune CD plus DB face cât 63. Și acum cum BD-ul știu înlocuiesc. Și rezultă cine vorbește? 63 egal cu 16. Nu, CD, să zicem, CD plus... CD plus 5, CD pe 16. Da. Egal cu 63. Egal cu 63, și da. Rezultă că 21 CD pe 16 egal cu 63. 16 CD și cu 5 CD. 21 CD. Deci vine 21 CD. Pe 16. Egal cu 63 ori 16. Și rezultă CD egal cu 63 ori 16.
pe 21. 21. Simplificăm. Prin 21. Da. 3 sus. 3 și 16. 48. Da? 3 ori 16. Egal cu 48. Corect. 48 e CD. Atunci înlocuim repede. CD-ul l-am aflat 48. DB-ul. 63 minus 48. DB-ul egal cu 63 minus 48 și egal cu 8 din 13, 5, 15, da? Da, da. Iată, știu pe DB. DB 15. Așa, 15. Da. Are importanță, da. Ca... Și 48 am luat. Și ăsta 48. Și noi ce trebuie să aflăm? Și noi avem perimetru, parcă era perimetru și area. Și area. A, așa. Și ce știm? O simt pe tot BC și parte din ea. Știm pe BC și parte din ea. Păi știm, 66 minus 15 acum, așa, să avem CD-ul. Păi am aflat mai 48, îl știm. A, și acum ducem în triunghiul ADC care e drept unghic, da, teorema lui Pitagora. Așa, și? Și păi avem 48-ul. Ba, teorema catetiu. Nu avem cum să vedem. Nu, nu ai un drept. Deci 48. Da, da, zicem tangenta, egal cateta opusă, supra cateta alăturată. Mm-hmm. Și aflăm și pe copusă. Corect. Acum ne luăm iar de tangentă. Sigur că da. Deci, într-un un mesaj mi-a trimis cineva. Da. Deci vă spune DB. Hai, te rog, să continui tot. Spunem așa. Ne folosim iar de faptul că tangenta unghiului, B, în triunghiul care? În triunghiul ăsta. AD-B. Da? Este egal cu AD supra BD. Am scris mai înainte. Supra DB. AD supra DD. Da, și era egal cu 4 pe 3. Nu înlocuim ce știm. AD o știm, nu. Dar BDB o știm. Echivalent cu AD supra DB. AD-B care e 15. 15. Egal cu 4 supra 3. Deci rezultă că AD, AD egal cu, egal cu 60, 60 pe 3 și egal cu 20. AD e 20. Și acum dacă o știm pe AD, teorema lui Pitagora în triunghiul ADB, 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 da. ADB, da. Rezultă că măsura unghiului. Măsura unghiului ADB. ADB. De 90 de grade. O mai știm pe AD egal cu 20 și pe DB egal cu 15. Din teorema conformului lui Pitagora. AB pătrat. AB la pătrat care ce este? Ipotenuza. Da, egal cu BD pătrat. AD la pătrat. Plus BD la pătrat. Și AB la pătrat. E egal cu AD care am zis că 20. E 20 la pătrat 400 plus BD la pătrat care am zis că e 15 la pătrat 225 și egal cu 625 și atunci AB e egal cu 25. Da, 25 ori 25 și 625, păi de oameni. Și asta e 25. Am aflat aia. Aia o știm, acum să o aflăm și pe AC. În triunghiul. În ce triunghi? În triunghiul ADC. În triunghiul ADC. Că avem măsura unghiului ADC. Stai, a putut să șterg un fi. Da. Și cât e CD-ul? CD-ul e 48. Deci avem așa. Între unghiul. Între unghiul ADC. ADC. Măsura unghiului. Măsura unghiului. ADC. De 90 de grade. 90 de grade. AD 20. AD 20 cm. Și CD 48 cm. 48 cm. Din teorema Pitagora. Pitagora. Avem că AC pătrat egal AC cu pătrat AD pătrat. AD pătrat. Plus pătrat. CD pătrat. CD la adică pătrat. Adică AC pătrat egal AC cu ori 400. Plus ce de 48 ori 48. Cine face? 2308. 2308. Și atunci AC la pătrat este egal cu 2708. Și AC simplu... Ai zis că e 8 la urmă, nu?
În 2704. 4. Ai zis 8. Ai zis 8. Nu. Deci cât e 48 ori 48? 8 ori 64. 64, da. E clar. Da, 2300. Păi să zici 4. Gata, Miruna. Hai să vezi pe înregistrare și nu te mai contează. Am zis 4. 2704. Și? Aceea atunci radical din... Radical din 2704. Cât e Miruna? Cred că nu-i pătrat perfect. 2704? Nu. E 4 ori 13 la a doua. 4? 4 ori 13 la a doua. Păi cum 4 ori 13 la a doua? Radica din 4 ori 13 la a doua. Păi este 2 ori 13 atunci, ar fi 26. Dar 26 ori 26 iată, nu are cum să fie. 25 ori 25, 6 ori 26. 6 ori 26. Nu. Păi e 2... Împărțit la 2 metri pe 4. Hai să-l facem noi. Da, haide să îi tragem repede. Haide, da. Prin 2, 16, 16 ori 16 ori 13. 16 ori 13 la 2. 4 ori 13. 4 ori 13. 52. Ia pe 52 ori 52. 2704. Să fie 52. Da, 52. Și acum avem de aflat perimetrul. Perimetrul triunghiului ABC. Este egal cu 25 plus 52 și plus 63. Și este egal cu, nu contează cine vorbește, dar de repede, că pierdem timp. 10, 1, 11, 12, 14, 150. 140. Da, 140 de centimetri. Ia, și alea, triunghiului ABC, cu cine este egal? Egal cu cateta 1 ori cateta 2 pe 2. Bă, dar nu-i interagent. Baza ori înălțimea supra 2. BC, care e BC ori AD, supra 2. BC o știm 63. AD, parcă am aflat-o 20. Supra 2, simplificăm. 10, 630 centimetri pătrați. Gata, domn profesor. Am avut slăbiciune asta. Revenim la problema celălaltă. Bine și la celălaltă. Am vrea să-i facem și o problemuță a unui copil de clasa ce înseamnă. Trimis-o o ecuație banală. Da? Haideți hai să o facem repede. Să o facem sus acolo. Dacă o trimis o ecuație. Da. Acum o facem. O ecuație. Dar vedeți timpul. Bună seara, mă numesc Răzvan. În clasa a 5-a. Și nu înțeleg un exercițiu. Vă rog frumos să mă ajutați. Haideți. Nu uitați la timp? Da. Dacă a fost așa de... Spuneți-i uite acum la... Da. Răzvane,